Nu se poate să se încheie anul fără acest video. Așa că astăzi vorbim despre cele mai faine produse de machiaj, skincare și de îngrijire pe care eu le-am descoperit în acest an. Dacă vă place machiajul, vă las în descriere tutorialul. Vreau să încep cu un produs de păr pe care l-am descoperit foarte de curând și anume acest balsam de la Lush. Wow, deci cred că e una dintre cele mai faine chestii pe care le-am mirosit vreodată. Este foarte mare, are 1 litru, bine, au mai multe dimensiuni. Îți lasă părul foarte frumos mirositor, îl hrănește, nu este la fel de puternic ca o mască de păr, adică nu-l lasă la fel de mătăsos cât l-ar lăsa o mască de păr, dar este foarte mișto și ăsta. Eu îl folosesc cumva în tandem, o zi folosesc mască, o zi folosesc de asta, mă rog, o spălare și o spălare, nu o zi și o zi. Dar oricum o să vină foarte de curând un video despre păr pe care trebuie neapărat să-l vedeți, așa că activați-vă notificările. Pentru casă, vreau să vorbesc despre acest parfum de casă, de cameră, de fapt, Santorini de la Kifra. Vreau să vă spun că miroase demențial, nuanța, aroma se numește Santorini, dar este cu lăcrămioare, mandarină și mosc. Vreau să spun că eu am plecat în vacanță, l-am dat înainte să plec și când m-am întors încă mirosea. Deci n-are cum, n-are cum așa ceva. Miroase foarte fain, persistă și chiar îl recomand. Îmi place super, super, super mult și chiar durează. Chiar l-am folosit de multe ori și nu s-a consumat chiar așa de mult din el. Deci super nice. Un parfum descoperit în anul acesta este ăsta de la Avon, Faraway Splendoria. Cu siguranță știți parfumul. Opa! Am tras de ciucuri ăștia și eu căzut din el. Dar, sigur știți parfumul Faraway de la Avon. Și parfumul ăsta l-am primit la Digital Divas. Inițial nu mi-a plăcut așa de mult, adică inițial nu m-a capturat, dar de obicei mie mi se întâmplă asta cu orice fel de lucru. Nu prea rar mi se întâmplă, mamă, să fie dragoste la prima vedere. Cel mai probabil, la început mie nu-mi place ceva și apoi îmi place foarte mult. Și chiar este un parfum mișto, nu știu, nu-l pot descrie, mai bine nu încerc să-l descriu, că s-ar putea să fie un eșec, așa că cel mai bine îl încercați. Încet, încet ne apropiem de chestii interesante. Vreau să vorbesc despre niște protecții solare. 2022 a fost anul în care eu am descoperit SPF-urile japoneze, care nu se compară cu cele coreene. Sunt tot din zona aia, dar mult mai faine. Și am avut două. Asta, Can Make Mermaid Skin Gel UV și Biore UV. Sunt foarte asemănătoare, au o consistență foarte watery. Știu că se găsesc un picuț mai greu pe Yes Style, trebuie să le comanze special. Dar sunt foarte faine. Sunt foarte faine și cele coreene, dar nu știu. Japonezii ăștia fac ei ceva, de fapt niște SPF-uri de îți vine... De-abia aștept să vină dimineața să te dai cu SPF. Genul ăla de SPF. Și, nu știu, am mai spus eu că dacă găsești SPF-ul care îți place, e life-changing pentru că este un produs atât de important pentru piele, dar de obicei nu prea ne plac SPF-urile, că au textură nașpa, nu sunt plăcute, se simt și tot felul de chestii, dar astea nu. Și un alt SPF care se găsește mai ușor e foarte asemănător. Mă rog, nu e chiar așa de asemănător, dar este extrem de fain. Avène Eau Thermal cu 50 protecție, Intense Protect, 150 de ml. Și ăsta este foarte fain. Nu este la... Este foarte lightweight și lejer și lasă tenul super glowy, la fel cum fac și astea japoneze. Nu sunt la fel de watery și exact la fel de... fluide, cu toate că este fluid, dar nu este ca cele japoneze, dar totuși este foarte fain. Din nou, este genul de produs care abia aștept să vină dimineața să mă dau cu SPF, se găsește mai ușor și se poate comanda mai ușor decât astea japoneze și chiar îmi place super mult. Încă două creme și apoi cred că avem doar machiaj. Revuel Moisturizing Cream cu Centella Asiatica pe care eu o folosesc dimineața. Este o cremă foarte lightweight, n-are... se absorbe extrem de rapid în piele, poate fi folosită și de bărbați. Uitați, deci aproape au dispărut. E foarte, foarte, foarte lightweight, nu are parfum, e și foarte ieftin, hidratează, nu știu, are o grămadă de plusuri, o grămadă de plusuri. Și mă bucur că am descoperit-o. Și o cremă un picuț mai consistentă, Cicaplast, balsamul reparator. Este o cremă care ajută foarte mult la repararea barierii pielii, care poate fi deranjată de chestiile pe care noi le facem, de produsele pe care le folosim și ăsta ajută foarte mult la echilibrarea acelei bariere. Adică, în traducere, face tenul să arate foarte fain. Eu îl aplic seara pentru că pentru zi este prea consistent. Se simte pe piele, lasă așa o peliculă foarte strălucitoare, dar mie îmi place foarte mult, îmi simt tenul fain și simt așa că îl repară. Iarna trecută țin minte că mai aveam, nu știu, parcă coșuri sau așa, adică nu e bine să le folosești asupra acnei active din câte am înțeles, dar nu știu, la sfârșitul iernii, după ce l-am folosit, parcă pielea mea era arăta mai bine, pur și simplu arăta mai bine, mai strălucitoare, parcă nu aveam așa probleme cu pielea. Că când ai probleme cu pielea, când bariera e deranjată, pot să-ți apară coșulețe sau puncticele sau bla 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 din astea. E, când se echilibrează, poate nu mai apar și asta cred că de fapt s-a întâmplat. Plus că puteți să o aplicați și pe buze, eu de exemplu mai aveam probleme cu dermatita și pe dermatită merge super fain, pe orice zone uscate, deci per total e un produs foarte, foarte, foarte fain. Un fond de ten pe care l-am descoperit în acest an și căruia am dedicat și un video, vi-l las în descriere, este Dose of Colors. Este un fond de ten mișto. Un fond de ten rezistent, un fond de ten care cred că poate fi aplicat pe orice tip de ten, adică nu e foarte pretențios să zicem că pe tenul gras nu arată bine. Arată foarte bine, este rezistent, chiar m-a impresionat, o să vedeți de ce dacă vă uitați la First Impressions-ul pe care l-am făcut. Eu am 103 fer, cu toate că eu sunt foarte deschisă la culoare, e un pic prea deschis pentru mine. Ce să vă mai spun despre el? Când sunt oferte pe Salon Provider e deseori la reduceri. Cam atât. E un fond de ten foarte pe care te poți baza, părerea mea, și la ocazie specială, în special la ocazie specială, dar și zi cu zi. O pudră care mie îmi place foarte mult este cea de la Make Up Forever, Setting Power Powder. Eu am nuanța 2.2. Am mai încercat pudre de la Make Up Forever cu mult timp. Aveau ei una HD, aia albă. Aia albă dă un flashback de nu-ți poți imagina. Asta nu este albă, este pe niște nuanțe destul de generale, dar este translucidă, nu translucidă, pardon. Nuanța este light neutral, dar este, nu știu, aia era ciudată, aia albă. Am încercat-o și n-am să o mai încerc vreodată, dar asta chiar este faină. Setează machiajul mișto, te ține mult timp, la fel pe Salon Provider are un preț foarte bun, nu o luați de pe Sephora, că acolo e prea scumpă, Salon Provider. Ce să vă mai spun despre ea? Chiar m-a impresionat pudra asta și de asemenea poate fi folosită pe multe tipuri de ten, spre deosebire de cea de la Fenty pe care o am acum și pe care am folosit-o foarte mult timp și este foarte bună cea de la Fenty, dar cea de la Fenty Butter e... poate fi agresivă cu tenul uscat, pentru că e genul de pudră care îți șterpelește tot uleiul de pe piele. Asta e mai blândă. O pensulă care mi-a plăcut foarte mult este asta de la Boysenberries Contour and Define. Este o pensulă foarte stiff. Nu o folosesc pe mine, o folosesc pe atunci când machiez, pentru că mă ajută să am un contur foarte precis. Chiar ajută mult la un contur foarte precis, spre deosebire de alte pensule de bronzer care sunt mai așa. Asta fix pentru contur, să sculpteze acolo obrăjorii. Și în general pensulele de la Boysenberries, de exemplu, mai am astea, Cream Detailer, am pensula asta pe care o folosesc pentru corector, care cred că e pensula Flat Color, mă rog, cred că e pensula de culoare, dar în fine. Mai am pensule de la Boysenberries, uite, asta e de corector, de concealer. Chiar mă impresionează foarte mult pensulele la Boysenberries și în general produsele de la Boysenberries sunt chiar extrem, extrem de bune. Și că tot vorbeam despre Boysenberries și despre ce produse faine au, anul s-am descoperit o nouă paletă, asta Sunset Beach. Nu este anul în care am descoperit eu paletele Boysenberries, dar anul ăsta am cumpărat-o pe asta. Pe net nu m-a impresionat când am văzut-o, dar când am văzut-o în realitate chiar m-a impresionat, pentru că are nuanțe foarte purtabile, are o nuanță foarte faină de deschisă, are maro, are negru, e esențial ca o paletă să aibă negru, credeți-mă. Și are și nuanțe faine, așa deschise, are și un auriu, chiar este o paletă versatilă, aici acest maro nude. Este o paletă cu adevărat versatilă și puteți face multe lucruri cu ea. Și cred că de ce îmi place foarte mult este că e genul ăla de paletă pe care, dacă ai nevoie de o paletă să mergi cu ea într-o călătorie, poți să o iei doar pe asta și ești foarte ok. Deci de aia îmi place super, super mult și evident calitatea Boysenberries la farduri care e, nu știu, out of this world, sincer. Ne apropiem de final. Avem un iluminator pe care eu nu-l folosesc neapărat ca iluminator, deși și ca iluminator, Fenty Beauty, Diamond Bomb ăsta, sigur l-ați mai văzut, e un iluminator foarte celebru și foarte fain. Eu îl folosesc și ca iluminator, dar cum îl folosesc, îl pun pe deget și apoi tapotez un pic așa, fix cele mai înalte puncte ale iluminatorului și apoi vin cu un blush sau ceva să se disperseze, pentru că el este foarte glittery în general. Dar e foarte fain ca să fie folosit și ca fard. Îl puneți pe pleoapă ca să dea așa un efect foarte, doamne, e absolut superb, ca glitter pe ochi, este foarte, foarte versatil. Ca iluminator poate să fie un pic glittery, să fie cu prea multe particule sclipicioase, dar eu sunt foarte îndrăgostită de el. Avem și un ruj roșu, de asemenea vă las în descriere clipul în care v-am vorbit despre rujul roșu, dar l-am descoperit pe asta de la Pharmacy. Un ruj roșu mat, un liquid lipstick mat, care este foarte fain, dă efectul ăla de buze, parcă de catifea, e confortabil pe buze, deși este ruj lichid, mie nu prea îmi plac liquid lipstick-urile, că usucă foarte tare, dar ăsta nu usucă prea tare. Are aplicator din ăsta clasic, miroase și drăguț și este un roșu foarte intens, un true red din ăla, true red. Da, mi-a plăcut super mult. Și ultimul produs despre care vreau să vorbesc, care cred că este unul dintre, cred că dacă nu the best, aproape the best, Wonder Volume Thrill Seeker de la Rimmel. Eu am avut și campanie cu ei, dar asta nu mai face ca parte din campanie, adică eu vă vorbesc oricum și în campanie, n-aș fi făcut campania dacă nu-mi plăcea cu adevărat Rimmelul ăsta. Inițial am fost reticentă pentru că 90% din Rimmelurile pe care le încerc nu îmi plac și am zis ok, hai să-i dăm o șansă. Și am fost absolut uimită de cât de fain este acest Rimmel. Dă volum, dă alungire, dă curbare, are rezistență foarte mare, dar totuși nu e waterproof. Și de ce zic că este un lucru bun faptul că nu e waterproof? Că poți să-l dai jos doar cu o apă micelară și nu cu apă micelară de aia bifazică, ceea ce este un lucru important, pentru mine cel puțin. Și cine l-a mai încercat? Mi-ați mai dat mesaje că l-ați încercat, că l-ați văzut la mine, știe despre ce vorbesc, trebuie să-l încerci. Și un plus foarte mare este și că îl găsiți în drugstore, în gen Oșan sau la DM sau de astea și este ieftin. Nu dați o căruță de bani pe un Rimmel. Și cam astea sunt toate produsele pe care eu le-am descoperit în 2022. Abia aștept să vină 2023. Ca să descoperim și alte produse faine, lăsați-mi în comentarii ce produse faine ați descoperit voi în 2022 și dacă ați încercat și voi produsele de care vă vorbesc aici și ce părere v-a lăsat. Pup tare, tare, tare dulce, ne revedem în următorul clip. Mua!